irigațiile reprezintă la acest moment o investiție vitală pentru multe ferme din România. În județul Ialomița, în localitatea Scânteia, fermierul Marian Șamit a reușit să convingă colegii agricultori să se asocieze pentru a investi în sistemele de udare. Cu ajutorul fondurilor europene, peste 8.000 de hectare sunt astăzi protejate de irigații, iar modernizările continuă. Eu sunt și președintele organizației utilizatorilor de apă de irigații pe Scânteia, unde deservim în jur de aproape 8.000 de hectare la mai multe societăți și persoane fizice. OAI, care merge unul dintre cele mai bune, am reușit să accesăm 6 proiecte de câte 1 milion de euro, ne-am modernizat în proporție de 80% tot sistemul de irigat și acum în sfârșitul august, începutul septembrie, terminăm și ultimele 2 proiecte. De când am implementat aceste proiecte, am început cam de 5 ani, vreau să spun că s-a mărit și suprafața la irigat și numărul de membri și suprafața s-a mărit cu aproape 2.000 de hectare, făcând ca Scânteia să fie una dintre localitățile care are o suprafață foarte mare la irigat. Ce a dus la asta și faptul că noi pe zona aici am păstrat sistemele de irigat din 90, cele vechi, și noi am irigat în fiecare an, deci la noi nu s-a furat, s-au păzit, le-am de atunci până acum am și irigat când a fost nevoie, chiar cu sistemele vechi de pe vremea lui Ceaușescu, care erau mari consumatoare de energie, dar ne-am făcut treaba cu ele și chiar am obținut producții bune față de alții care n-au avut irigat și care au distrus toate sistemele de irigat. De 5-6 ani ne-am focusat pe creșterea suprafeței la irigat, de-aia am și dezvoltat OAI-ul și am implementat aceste proiecte, pentru că ne-am dat seama, mai ales în zona noastră de sud-est, aici, Bărăganului, unde e un pământ foarte bun, dar și seceta persistă de câțiva ani. Dacă nu o să avem apă, degeaba avem pământ sau degeaba avem utilaje și tehnologia care o facem, că producții nu obținem foarte bune. Ca să vă dau un exemplu, eu am cam 2/3 din fermă irigată și am și suprafețe la neirigat, unde anul trecut am făcut undeva la porumb la 500 de kilograme pe hectar la neirigat și l-a irigat undeva la 14.000 de kilograme la irigat de porumb. Investiția comună în irigație a ajutat fermele din zonă să prospere. În cazul exploatației familiei Șamit, rezultatele s-au văzut imediat, iar profitul realizat a fost direcționat către noi utilaje pentru o prelucrare mai ușoară a solului. Ajutat și de prețurile de anul trecut, a fost un profit mare, iar în ultimul timp, deci de 2 ani de zile, ne-am tot prin proiecte pe fonduri europene care le-am făcut, ne-am modernizat ferma cu utilaje noi și am început cu minimum til să o parte din suprafață, iar anul acesta am mai preluat încă vreo 60 de hectare de teren în care nu era făcut și l-am preluat în primăvară, acum nu e făcută nicio lucrare și atunci am zis să încercăm un nou til, să semnăm floarea direct, să vedem cum e, da, direct în miriște și după aia să experimentăm, să vedem. Dar eu zic că o să avem, pentru conservarea apei în sol, este ideal, mai ales în perioada asta, că la noi nu a plouat mai deloc. Deja am făcut cerere ca apa să vină pe canal și avem promisiuni de la ANIF că undeva cel târziu 5-10 aprilie putem da drumul la irigat pentru a iriga culturile de toamnă, dar în același timp să facem și irigat de aprovizionare pentru cele de primăvară, pentru a nu ne mai întâlni cu situația de anul trecut când a fost o secetă severă, Dunărea a scăzut, noi apa o luăm din Dunăre și pe 28 iulie n-am mai avut apă, că nu s-a mai putut pompa din Dunăre, că scăzuse nivelul foarte, foarte mult. De-aia, acum când ne-am pus la punct irigatul și avem speranțe de producții,
începem acum să ne mărim capacitatea depozitare, începem iar la un depozit de cereale cu uscător pentru a fi pregătiți pentru recoltele viitoare. Ferma fondată de Marian Șamit reușește să fie eficientă datorită faptului că responsabilitățile sunt împărțite între membrii familiei. Dacă tatăl și fiul au preluat partea de producție, de financiar și de contabilitate se ocupă soția fermierului și nora, iar echipa din fermă a devenit o a doua familie. Vreau să spun că cele 600 de hectare de teren le lucrez cu 3 mecanici, și mai am un mecanic la atelier care e și sudor, iar restul până la 12 angajați, ceva pază și pentru irigat mai mult. Mecanicii și care lucrez la câmp, cred că lucrăm de vreo 20 de ani împreună, de s-a permanentizat, suntem ca o familie. Oamenii vin, cum am spus și mai înainte, de drag la servicii, deci nu i-am căutat să ne înțelegem și am ajutat de câte ori am putut și cu cât am putut în limita posibilităților, dar și răspund de câte ori avem nevoie și la orice, niciodată n-au spus nu. Și asta contează. Birourile am căutat să ni le facem cât mai plăcute, deoarece am zis prima dată că e a doua casă, dar nu, cred că e prima casă, pentru că timpul cel mai mare îl petrecem în la fermă și am căutat să ne facem locul unde stăm cât mai plăcut, ca să nu ducem lipsă de nimic, să fie frumos. Și chiar când vine cineva la noi, să simte că intră într-un loc unde s-a văzut o mână, două. La conducerea fermei, la managementul fermei, sunt eu și cu băiatul meu, care are 35 de ani, e căsătorit, lucrează cu mine din 2014, când s-a retras de la București, unde a făcut facultatea de comerț la ASE și la Română Americană Administrarea Afacerilor în Turism. Și în momentul în care a venit în 2014 să lucreze cu noi, a făcut și horticultura, ca să aibă o facultate de profil și pe lângă experiența care o a căpătat-o lucrând împreună cu mine, să aibă și o facultate de profil, care ne ajută la multe proiecte și în general. Soția și nora mea se ocupă de contabilitate, sunt expert contabil amândouă. Soția s-are profilat și ea prima facultate, tot în 86 a terminat și a terminat petrol și gaze și după aia a făcut ASE-ul după Revoluție pentru și s-a reprofilat și acum e expertă contabilă. Nora a făcut ASE-ul, a făcut comerțul și a doua facultate dreptul, e și ea expertă contabilă. Nu știu, noi avem un principiu așa să lucrăm, să ne facem treaba bine și să fie tot colectivul, să fie mulțumit, să vină de drag la servici. Și nu să stai să umbli mereu, să faci o grămadă de bani sau ce știu, să îți mai trăiești și să te și bucuri de bani, trebuie să mai trăiești și viața, că nu e asta chiar primordial, să stai să muncești de dimineață până noapte. Ca model de business, Marian Șamit recunoaște că nu înțelege sistemul în care unii aleg să nu se implice. De când a intrat în agricultură, fermierul a pus mereu suflet în tot ce a făcut. A avut mereu încredere în propriile puteri, mai ales atunci când a decis să o ia de la zero, trecând de la zootehnie la cultură mare. Am terminat facultatea de zootehnie la Institutul Agronomiei Nicolae Bolcescu din București în anul 1986. Am făcut stagiatura în județul Brăila la o fermă de vaci de lapte aproape de orașul Brăila numită Cazasu, în fost CAP. Am stat 3 ani de zile acolo pe perioada stagiaturii în care am fost și șef de fermă. După care, chiar cu o lună înainte de Revoluție, m-am mutat în Ialomița, unde sunt de fapt deloc, și soția, aveam și un copil și am venit după copil care l-aveam la părinții noștri.
și m-am angajat atunci la fostul AEI, Asociația Economică Intercooperatistă, cum era Scânteia, o asociație în care făcea, deci, ca obiect de activitate avea creșterea și îngreșarea tăurașilor, unde am activat în jur de 7 ani ca șef de fermă, după care am ajuns director și unde am stat până în 2003, când deja n-am mai avut de unde să preluăm tăuraș să ne continuăm activitatea, dar aveam și teren pentru cultura mare. Societatea a fost preluată atunci la perioada aia, iar eu m-am dat separat, am făcut o altă societate și am activat în agricultură și în cultura mare. Trecerea de la zootehnie la cultura mare n-a fost grea, pentru că noi în facultate aveam cursuri și de agricultură, nu ca cei ca agronomii, dar fiecare pe vremea aveam cursuri specifice și altor meserii. Și n-a fost grea, că și noi ca zootehniști ne îngrijeam de baza furajeră care trebuia să ne o facem și nu. Și mai ales dacă ai cărți și știi, înveți după aia experiența, asta nu e o problemă dacă vrei să faci și îți place ce faci. Lucrezi pentru tine, ești mult mai relaxat, mult mai liniștit. Punând familia mereu pe primul loc, Marian Șamit are satisfacția că munca pe care o depune are viitor. Valorile pe care el le-a moștenit sunt duse mai departe de fiu și de nepoței care iubesc deja viața la fermă. Numele meu poate vi se pare atipic, numele de familie Șamit, dar taică-miu este macedonean, maică-mea este româncă. Vreau să spun că sângele care l-am de la taică-miu poate m-a făcut să fiu ce sunt. Macedonia în general este un popor macedonian, da, un popor unit și chiar aici la noi minoritate unită se ajută între ei și poate și asta m-a făcut ca și m-a ajutat în decursul vieții și a meseriei pe care am avut să iau decizii bune și să fiu cât mai apropiat de oameni și de angajații mei. M-am călăuzit după un principiu, am spus și înainte când am fost director și acum sunt pe picioarele mele, angajații pe care am să fie cât mai mulțumiți și am principiu că dacă angajatul e mulțumit și nu are grija zilei de mâine și grija familiei lui, atunci el poate să desfășoare activitatea pe care ea fără nicio problemă să-mi facă un lucru de calitate. Atât timp cât el nu e mulțumit și e cu gândul acasă sau că nu are ce-i trebuie, nici nu o să-ți facă treabă. Și de-aia avem și un colectiv unit și chiar că suntem ca o familie. Și același lucru se întâmplă și la OAI, unde suntem un consiliu de administrație format din 5 membri, toți fermieri cu suprafețe destul de mari. Ne întâlnim o dată pe săptămână, poate cel mult la 2 săptămâni, unde organizăm activitatea OAI-ului și de atunci, deci avem o perioadă cam de 5-6 ani de când facem lucrul ăsta și s-a cunoscut în activitatea OAI-ului, de-aia am și reușit să implementăm aceste proiecte, că nu e ușor să implementezi 6 proiecte de câte 1 milion de euro, pentru că pe lângă bani, într-adevăr, proiectele sunt 100% nerambursabile, dar pe lângă asta și, sunt și banii eligibili, sunt bani care trebuie să-i pui înainte să plătești și după aia să dă de la... Deci sunt foarte multe și am avut înțelegere la toți membrii când a fost nevoie. Am participat cu toții, am cotizat, am făcut pentru a îndeplini și aduce la sfârșit aceste proiecte, pentru că ne-am gândit că ăsta e viitorul și fără irigat nu reușim nimic. Și suntem uniți, am fost uniți și suntem uniți.